A fost stabilit calendarul desfășurării concursului pentru funcția de manager la Spitalul Județean de Urgențe din Târgu Jiu. Susținerea examenului este apanajul Consiliului de Administrație al Spitalului. Noi am publicat pe site toate etapele care trebuie să îndeplinite. Ce pot să vă spun e că examenul propriu-zis, desfășurarea etapei de evaluare și susținere, e pe 24 martie la ora 11. Cei care doresc să candideze pentru postul de manager trebuie să știe că termenul limită pentru depunerea dosarelor este jumătatea lunii martie. Pe 15 martie termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs și a proiectului de management. Până la 16.03 verificarea și analizarea dosarelor de înscriere la concurs și publicarea anunțului prin rezultatul verificării dosarelor la sediul unității sanitare publice și pe site-ul acesteia. Până pe 17 martie, depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a dosarelor de înscriere la concurs. Până pe 19.03, soluționarea contestațiilor prin rezultatul verificării dosarelor și publicarea pe site-ul unității a proiectelor de management. Așa cum spuneam adineori, pe 24.03, desfășurarea etapei de evaluare. Până la 25.03, afișarea rezultatelor etapei de evaluare. Până pe 26.03, depunerea contestațiilor. Până pe 29.03, soluționarea contestațiilor depuse cu privire la rezultatele etapei de evaluare. Iar la 30.03, președintele Comisiei de Concurs înaintează Consiliul de Administrație al Spitalului Proces de Evaluare cu rezultatele finale ale concursului. Comisia de Evaluare, dar și Comisia de Contestații vor fi constituite din cadre didactice universitare medicale de la centre universitare din țară.